Tijelia, au căzut copaci și au murit oameni. O bătrână din Suceava și vecinul ei pe care îl chemase în ajutor au fost striviți de un arbore pe care încercau să-l taie. Vântul puternic i-a schimbat traiectoria și le-a adus sfârșitul. Rafalele au culcat copaci la pământ și în capitală. În restul țării au adus și ninsori puternice de cod galben. Viscolul a pus stăpânire pe șosele și a readus tensiunea la volan. Șoferii s-au trezit pe un patinoar și nu de puține ori au frânat la limita prăpastiei. La vânt, Dumnezeu știe. Ne gândeam că de vânt să nu facem ceva. A bătut vântul morții și a luat două suflete. Un copac înalt care trebuia să se transforme în lemn de foc a fost împins de o vijelie puternică spre cei care îl tăiau. O bătrână și tăietorul de lemn au fost scoși de sub crengi cu trupurile frânte și urcați în ambulanță. Medicii nu au mai putut să-i salveze. Nici un semn, nimic. În capătul opus al țării, pe străzile capitalei, un arbore de un metru în diametru a căzut pradă vijelii. A fost muls din rădăcină și a strivit o mașină. Doar norocul a făcut ca șoferul să fie martor și nu victimă. Nu trebuie să așteptăm să cadă în cap la oamenii pomii de pe stradă care au sute de ani. Copacul a fost tăiat cu drujba și cărat bucată cu bucată. Acolo unde natura nu a lovit cu viteza vântului, oamenii au avut altă bătaie de dus, cu zăpada. E prea mare zăpadă și v-am blocat aici acum. Cine nu s-a blocat a patinat pe nisip. Sau chiar pe șosea. Unii s-au oprit pe muchia prăpastiei, la propriu. Merge, merge! Un șofer din Cluj a scăpat mașina de sub control și s-a înfipt într-un autobuz parcat. Patru răniți. Polei mare, o nins de două degete, s-a făcut lunecuș. Utilajele de dezăpezire s-au întors pe străzi, au aruncat cu pietriș, însă nu doar pe carosabil. Vai băga! Este doar începutul. 20 de județe rămân sub cod galben de viscol. Vântul va depăși 100 de km pe oră. Va fi încă o noapte albă în România. Dar iarna are...